Salut! Eu sunt Dan. Iar eu sunt Florentina. Și tu te uiți la Vista. Astăzi vei afla top 10 cei mai cruzi dictatori din istoria omenirii și faptele lor atroce. Istoria definește dictatorii ca fiind conducătorii de țară cu mână de fier și o autoritate absolută. Aceștia sunt cunoscuți pentru cruzimea lor și modul în care încalcă orice lege sau regulă, fără frică sau pic de milă la adresa poporului. Mulți dictatori au încercat să-și ducă planurile la bun sfârșit, chiar dacă acest lucru a cerut ca sacrificiu milioane de vieți umane. Așadar, să începem! A trăit între anii 1881 și 1922, fiind liderul Imperiului Otoman în timpul războaielor balcanice și în primul război mondial. Era mereu învins în războaie și dădea vina pe armeni pentru a-și acoperi eșecurile, dar și pierderile. Tot el a declanșat genocidul armean, atrocitate care a dus la moartea 1,2 milioane de armeni, 350.000 de greci, 500.000 de asirieni și 480.000 de greci anatolieni. A fost pentru prima oară când a fost folosit acest cuvânt genocid. Enver Pasha a fost ucis într-un atac surpriză al adversarilor săi în anul 1922. Născut în 1925, a fost al treilea președinte al Ugandei, cuprins de o brutalitate greu de descris. Acesta a încălcat drepturile omului constant și s-a ocupat cu persecuțiile etnice. Din cauza cruzimii sale, a fost poreclit măcelarul de Uganda. Oricine se răzvrătea împotriva lui era închis, torturat și apoi ucis. De cele mai multe ori, membrele sau organele sexuale ale victimelor erau tăiate sau oamenii erau jupuiți de vii. În timpul domniei lui Idi Amin au murit între 100.000 și 500.000 de oameni. Spre finalul regimului a fugit în Libia și Arabia Saudită, unde a murit în 2003. A trăit între anii 1884 și 1948, a fost general în armata imperială japoneză, ministru de externe, ministrul comerțului, ministrul afacerilor interne, ministrul armatei, ministrul educației și prim-ministru. Hideki Tojo s-a aliat cu naziștii în speranța că va conduce într-o bună zi alături de Adolf Hitler. În timpul domniei sale a atacat mai multe țări din Asia și a cauzat moartea peste 5 milioane de oameni. Hideki Tojo a fost arestat și executat pentru crime de război, murind prin spânzurare pe 23 decembrie 1948. Născut în anul 1937, a fost conducătorul Etiopiei între anii 1974 și 1991. A fost colonel în cadrul DERG, milițiile comuniste. Este cel care a inițiat campania Teroarea Roșie, cea mai mare ucidere în masă din Africa. Este responsabil pentru moartea a 2 milioane de oameni. După războiul civil, Mengistu Haile Mariam a fost găsit vinovat de genocid. Din păcate, dictatorul a fugit în Zimbabwe. A trăit între anii 1937 și 2006, fiind al cincilea președinte al Irakului. În timpul mandatului a pornit un genocid împotriva oamenilor de mai multe etnii. El a cauzat războiul împotriva Iranului și invadarea Kuveitului. Este vinovat pentru moartea 2 milioane de oameni. Saddam Hussein a fost prins de americani în 2003 în apropiere de Tikrit. Un an mai târziu a fost acuzat de crime comise împotriva locuitorilor din Dujail, printre care se număra și torturarea victimelor. În noiembrie 2006 a fost găsit vinovat și condamnat la moarte prin spânzurare, moarte survenită pe 30 decembrie același an. A trăit între anii 1912 și 1994, fiind unul din dictatorii Coreei de Nord care a cârmit țara prost. A fost tatăl lui Kim Jong-il și bunicul actualului conducător de la Phenian, Kim Jong-un. Kim Il-sen a acuzat America pentru toate problemele din țara sa, mai ales pentru boala pe care susține că americanii ar fi răspândit-o poporului. Apoi l-a copiat pe Stalin și a ordonat epurări pentru a speria oamenii. 1,6 milioane de oameni nevinovați au murit din cauza lui. Kim Il-sen a decedat pe 8 iulie 1994. A
a trăit în perioada 1925-1998, fiind liderul comunist al Khmerilor Roșii, care a condus Cambodgia, Campuchia Democrată, la acea vreme. A dictat din 1975 și până în 1979. Peste 2,5 milioane de cambogieni au murit executați de boală sau de foame din timpul domniei sale. Pol Pot a trimis oamenii de la oraș să muncească pământul, în timp ce țăranii au trecut la oraș. Planul său a eșuat și, furios, a decis să pedepsească poporul prin lipsa alimentelor, a medicamentelor și a educației. Cine nu îi urma calea, era executat. După ce mișcarea Khmerilor Roșii s-a prăbușit, Pol Pot s-a retras la frontiera cu Thailanda. A murit de insuficiență cardiacă în aprilie 1998, aflat în arest la domiciliu. A trăit între anii 1878 și 1953 și este cunoscut ca dictatorul Uniunii Sovietice de la începutul anilor 20 până la moartea sa în 1953. În timp ce a modernizat Rusia, a răspândit teroare în rândul oamenilor. Industrializarea rapidă și politicile agricole au cauzat moartea a milioane de oameni prin înfometare. Foamea severă din acea perioadă ar fi ucis între 2,6 milioane și 10 milioane de oameni. Stalin a fost inițiatorul Marii Epurări, o campanie prin care cei ce se opuneau ideilor sale mureau prin execuție. Arhivele spun că în perioada 1921-1953 au fost 799.455.000 de execuții, 1,7 milioane de decese în gulag și alte 390.000 de decese în urma relocărilor forțate. Peste 2,9 milioane de decese ar fi fost cauzate de regimul acestui dictator crud. Iosif Stalin a murit în urma unui accident vascular cerebral pe 5 martie 1953. Meine Arbeit für richtig hält, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. A trăit între anii 1889 și 1945, fiind un dictator tiranic al Germaniei din 1933 până în 1945. Este cel care a promovat naționalismul german și antisemitismul. În 1933 a devenit conducător Führer al celui de-al treilea Reich. Era obsedat de putere și politici fasciste și a dat startul militarizării care a dus la al doilea război mondial. Milioane de oameni au murit în lagărele de concentrare sub dictatura lui. Cifrele se ridică la 6 milioane de evrei și 1,5 milioane de romi, sau un total de 17 milioane de oameni. Adolf Hitler s-a sinucis cu câteva zile înainte ca Berlinul să se predea forțelor aliate, la 30 aprilie 1945. A trăit între anii 1893 și 1976, fiind un lider comunist chinez și revoluționar. În primii 5 ani de dictatură, a ordonat moartea în lagărele de muncă a între 4 și 6 milioane de oameni. A inițiat programele populare Marele Salt Înainte și Revoluția Culturală, proiecte ce au dus la moartea a 20 de milioane de oameni. Cine îndrăznea să îl critique era executat. Se spune că un număr de 78 de milioane de oameni au murit în timpul regimului Mao Zedong. Acesta a decedat pe 9 septembrie 1976 în urma unui atac de cord suferit la 82 de ani. Atât pentru astăzi. Noi am fost Dan și Florentina. Iar tu ai urmărit un nou Top Vista. Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.